Declararea județului Olt ca focar local de gripă i-a pus pe olteni în alertă. Peste tot, medicii recomandă o serie de măsuri pentru a preîntâmpina bolile de sezon. Aveți febră, când începe să tușiți, când vă simțiți rău, vă doare în gât sau alte simptome de genul ăsta, fie veniți la cabinet, vedeți despre ce e vorba, fie mergeți la medicul de familie, dar câteva zile nu mergem la școală, da? Numărul mare de viroze respiratorii, pneumonii și a cazurilor de gripă a determinat conducerea DSP să ia noi măsuri de reducere a răspândirii afecțiunilor de sezon. După ce a fost restricționat accesul în spitale, a venit rândul unităților de învățământ. Niciun elev cu simptomatologie specifică nu mai este primit la cursuri. Se interzice accesul în secțiile cu risc. E vorba de secții terapie intensivă, pediatrie, oncologie, neonatologie și boli infecțioase. Iar pentru restul secțiilor și compartimentelor din spital se permite accesul după ora 15, pentru un singur aparținător sau vizitator de pacient internat, nu mai mult de 5 minute. Măsurile pe care le-am luat de la începutul sezonului, de când a început sezonul rece, au fost intensificarea măsurilor de igienă, de curățenie în clase, aerisire a claselor în fiecare pauză și la sfârșitul orelor de curs. 2. Informarea tuturor elevilor. Am făcut educație sanitară, am intrat în fiecare clasă și le-am explicat că un elev bolnav nu poate face față la ore și, pe de altă parte, îi îmbolnăvește și pe ceilalți. Autoritățile nu se vor opri la aceste măsuri. Pentru că vârful afecțiunilor de sezon nu pare să fi trecut, acestea intenționează să mai ia și alte măsuri menite să restricționeze răspândirea afecțiunilor de sezon. Direcția de Sănătate Publică Olt este în curs de achiziție de materiale sanitare, antiseptice, echipamente de protecție și vaccin gripal, care vor fi distribuite cu prioritate către cabinetele medicale școlare, care deservesc colectivitățile școlare, asistenții comunitari și mediatorii sanitari, cu scopul asigurării unor măsuri suplimentare eficiente de profilaxie. În ultima săptămână, la nivelul județului Olt, aproape 2000 de persoane au fost diagnosticate cu viroze respiratorii, 1000 cu pneumonii, iar numărul cazurilor de gripă confirmate de la începutul sezonului rece a ajuns la 54.